Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 18 În târgușor însă, nu era nici urmă de veselie în acea pașnică după amiază de sâmbătă. Cu mare jale și cu multe lacrimi, familia Harperilor și cea a și Poli îmbrăcaseră veșminte de doliu. O liniște neobișnuită se așternuse peste tot târgul la drevorbind. Târgoveții își vedeau de treburi cu un aer distrat și nu prea vorbeau. În schimb, oftau adesea. Vacanța de duminică le părea copiilor o povară. Jocurile lor erau lipsite de voioșie și încetul cu încetul le lăsau baltă. În acea după-amiază, Becky Thatcher se plimba abătută prin curtea pustii a școlii cu sufletul plin de melancolie. Dar nici acolo fata nu-și găsea nici măcar un pic de mângâiere. Își vorbea sieși. Ah! De-aș fi păstrat bumbul de alamă, acum n-am nimic care să-mi amintească de el. Și un hohot de plâns îi se necă în gât. Curând se opri locului și își spuse: Chiar aici a fost! Ah, dacă ar fi să se mai întâmple vreodată, n-aș mai vorbi așa pentru nimic în lume. Dar acum el s-a dus și nu o să-l mai văd toată viața, niciodată, niciodată nu o să-l mai văd. Gândul acesta o făcu să-și piardă cumpătul pe de întregul. Becky rătăci mai departe cu șiroaie de lacrimi pe obraj. O ceată întreagă de băieți și fete, tovarăși de joacă de-a lui Tom și Joe, trecu pe lângă gardul școlii. Se oprirea să privească peste uluci, povestind cu evlavie despre câte nu făcuse Tom când îl văzuseră pentru ultima dată și cum spunea Joe, cu tare sau cu tare lucru de nimic, care, acum vedeau ei bine că fusese un lucru plin de un teribil înțeles profetic. Fiecare dintre vorbitori arătă spre locul unde fuseseră atunci cei dispăruți și apoi adăugară ceva cam în felul acesta. Și eu așa stam. Uite așa cum stau acum. Și el sta față în față cu mine, așa cum stai tu. Uite așa, stăm de aproape unul de altul. Și el a zâmbit, uite așa. Și atunci parcă m-a trecut un fior, nu știu cum să-ți spui, măi, era așa grozav, grozav. Dar mie nu-mi da pace în gând, nu înțelegeam ce înseamnă. Dar de-abia acum îmi dau seama apoi urmă o controversă aprinsă spre a se stabili care anume dintre băieți îi văzură pentru ultima dată pe răposați. Mulți aspirară la această tristă distincție. Fiecare se îndreceau să aducă dovezi mai mult sau mai puțin autentice. Când în cele din urmă rămase hotărât care dintre dânsii îi văzură cu adevărat pentru cea din urmă oară și schimbaseră cu ei cele din urmă cuvinte, acei fericiți își luară un aer de importanță sacră, în timp ce toți ceilalți se zgâiau la ei și îi invidiau. Un biet băiat, care nu se putea foli cu o amintire mai măreață, spuse cu vădită mândrie în glas. Dacă vreți să știți, mie Tom Sawyer mi-a tras odată o chelfăneală... Dar această năzuință către glorie nu fu luată în seamă de ceilalți băieți mai toți puteau spune la fel, ceea ce cobora prea de tot prețul distincției. Ceata se îndepărtă, zăbovind din loc în loc și tot evocând, cu glasuri pătrunse de venerație, amintiri despre eroii dispăruți. A doua zi de dimineață, când se sfârși lecția școlii de duminică, clopotul început să bată domol, ca pentru pomenirea morților, și nu repede, cum se făcea de obicei. Era o zi de sărbătoare foarte tăcută și acel sunet jalnic părea în armonie cu liniștea meditativă care domnea peste întreaga fire. Târgoveții începură să se adune, zăbovind câte puțin întindă, pentru a schimba în șapte câteva cuvinte despre tragicul eveniment. În biserică însă nu se auzeau șapte. Acolo, pe când femeile se adunau la locurile lor, doar foșnetul trist al rochilor de doliu tulburată cerea. Nimeni nu mai ținea minte când mai fusese atâta lume la biserică. În cele din urmă, se lăsă o tăcere desăvârșită ca în preajma unui eveniment. O tăcere plină de așteptare. După care intră mătușa Poli, urmată de Sid și de Mary și apoi de familia Harper. Cu toți erau îmbrăcați în negru din cap până în picioare. Toți noriașii, precum și bătrânul preot, se sculară respectuoși și rămaseră în picioare până ce familiile nemângâiate luară loc în banca din față. Urmă o nouă tăcere de reculegere, străbătută la răstimpuri de sughițuri de plâns înăbușite. După aceea, preotul întinse larg brațele și se rugă. Cântară cu toții un imn emoționant și apoi preotul citi textul din Evanghelie pe care l-a lăsese ca temă pentru predică. Eu sunt învierea și viața. În timpul predicii, preotul zugrăvi cu atâta măiestrie drăgălășeniile băieților, purtările cuceritoare ale lor și speranțele rare pe care le îndreptățeau, încât fiecare ascultător, recunoscând aceste portrete, simțea un junghi în inimă când își amintea că până în clipa aceea rămăsese mereu orb față de acele însușiri frumoase ale băieților și că nu văzuseră la bieții de ei decât cu sururi și năravuri. Preotul povesti de asemenea o mulțime de întâmplări înduioșătoare din viețile răposaților. Întâmplări care dovedeau firea lor blândă și mărinimoasă, iar toată lumea vedea bine acum cât de înălțătoare și de frumoase erau acele fapte și își aminteau cu mâhnire că, la vremea când avusese loc, părură pozne de rând, care nu meritau decât nu Parohia era tot mai mișcată pe măsură ce zguduitoarea poveste continua, până când, în cele din urmă, toată adunarea deznădăjduită se alătură bocetelor familiilor nemângâiate și alcătui un cor jalnic de sughițuri. Predicatorul însuși dădu frâul liber sentimentelor sale și începu să plângă în amvon. Sus la galerie se stârni un freamăt pe care nimeni nu-l băgă în seamă. O clipă mai târziu, ușa bisericii scârțâi. Preotul își ridică din batistă ochii din care țâșneau și roaie de lacrimi și rămase încremenit. Una câte una, alte perechi de ochi priviră încotro privea preotul, pentru ca, în cele din urmă, aproape într-o pornire, întreaga parohie să se ridice în picioare, holbându-se la cei trei băieți morți. Aceștia se apropiau de-a lungul cărării dintre bănci. Tom era în frunte. După el Joe și în coadă Huck, cu hainele mai zrenzuite și mai mototolite ca oricând. Huck era cu capul plecat și zâmbea prostește. Băieții stătura ascunși și în galeria nefolosită, ascultând predica la propria lor înmormântare. Mătușa Poli, Mary și Harperi se năpustiră asupra scumpilor lor regăsiți, năpușindu-i cu sărutări și mulțumind într-una cerului. Bietul hac, sta stingherit, neștiind ce trebuie să facă și unde să se ascundă de atâtea priviri ce nu prea erau bucuroase să-l vadă. După oarecare șovăială, o luă din loc pe furiș, dar Tom puse mâna pe el și zise. Mătușă, Poli, drept e asta? Nu se bucură nimeni că-l vede pe Hac. Firește, copile, firește că mă bucur să-l văd. Sărman băiețaș fără de mamă. Atențiile drăgăstoase cu care îl copleșea acum mătușa Poli erau tocmai ce trebuia lui Hac, ca să fie și mai fustăcit ca înainte. Deodată, preotul strigă cât îl ținea gura. Lăudați pe domnul de la care se revarsă asupra ne toate bucuriile, cântați, haideți, din toată inima! Și așa făcură, pe când psalmul 100 se înălță triumfător din tot mai multe piepturi, zguduind grinzile vechi, Tom Sawyer Piratul privea către flăcăi invidioși din jurul și mărturisea în inima lui că aceasta era clipa cea mai măreață din întreaga sa viață. Pe când parohia păcălită se îmbulzea spre ieșire, cu toții spuneau că nu au avea nimic împotrivă să mai fie încă o dată duși de nas ca niște caragioși, numai ca să mai audă o dată cântat în așa chip mărinimos psalmul 100. În ziua aceea, Tom a luat mai multe ghionturi și mai multe pupături decât dobândise mai înainte într-un an întreg, în funcție de dispoziția schimbătoare a Motu și Poli. Nici el nu știa prea bine care dintre ele arătau recunoștință către Dumnezeu și care dragostea pentru el.